domnilor, până la urmă am ajuns și la locul faptei, să-i spun așa. Am văzut terenul foarte bine amenajat, bănuiesc că a necesitat serioase investiții aici ca să puteți ajunge a aranja această suprafață gata de plantat, nu? Cât ați făcut? Ce ați făcut aici, înainte de a planta? Înainte de plantare, efectiv, am pregătit terenul în așa fel încât a trebuit să curățăm de resturi vegetale și de zona în care a fost plantate mai de mult de diferite arbuști. Bănuiesc că terenul de aici arăta cam cum e cel după acolo, nu? Sau ce vedem în, da, în rest. Exact, exact. Cu răzoare, cu nu știu ce, că mi-a spus că ați luat teren, ați achiziționat de la foarte mulți foști proprietari, nu? Foști proprietari, exact, care terenurile respective n-au fost lucrate de peste 20 de ani. Și, bineînțeles, a necesitat o lucrare destul de mare și, totodată, și o investiție foarte mare pentru treaba. Bănuiesc. Pentru că nu e de ajuns ca să plantezi doar puietul pe un teren nelucrat și neîngrijit, pentru că pe viitor o să te îngreuneze efectiv la întreținerea livezii. Dar sigur că dacă nu și mobilizezi terenul corespunzător, dezvoltarea pomului e mai greu. E mai greu, sigur. Pentru că trebuie să-i faci, să-i creezi condițiile ca să-și dezvolte bine, în primul rând, sistemul radicular despre care o să vorbim. Domnul inginer, intrați în pâine, ați venit, sunt aici pe moșia dumneavoastră, să zic așa. Ați plantat, plantați în continuare. Spuneți-mi câteva elemente tehnice, dacă pot spune așa, care trebuie neapărat și necondiționat respectate pentru a avea siguranța unei plantări bune și vegetații bune și prindere bună. Deci ce trebuie făcut mai întâi? Așa, în primul rând trebuie să pregătim terenul. Dacă avem restul vegetare, trebuie să tăiem, avem răzoare, trebuie nivelat, că cu mașinile, de exemplu, tractoarele, trebuie să umblăm între rânduri. Nu, trebuie să luăm în considerare că nu ce o să crească. Și atunci noi trebuie să mergem cu mașini de stropit, cu niște tocătoare. Și avem, deci trebuie aranjat terenul de așa manieră încât să putem lucra foarte ușor, da, pe parcursul vegetației. Da, așa, ca să putem umbla peste tot liniștit. Bun, am văzut materialul săditor pe tot, da, fluxul lui, de la Port Altoi, Altoie, mă rog, dus în seră și forțat, calusat și așa mai departe, am ajuns el în câmp. Spuneți-ne ce reguli trebuie să respectăm la plantare. Cum plantați? Și aș vrea, să ne arătați. Și, mie, și pentru mine, dar mai ales pentru cei care ne urmăresc. Da, acum vă arătăm cum se face o plantare. Uite, un material săritor. Deci avem aici un material săritor. Acum suntem în 6 octombrie, nu? Normal, exact. Până o plantă în vegetație nu se poate planta. Dar noi, cum avem în niște containere aparte, în saci, noi putem planta, cum am zis, în tot timpul anului. Perfect. No, și acum să arăt cum se plantează. Prima dată avem pârghiu lângă tractor, facem o groapă de 70 de adâncime. 70 cm adâncime. Adâncime și așa, și diametru? Un 60. Diametru 50-60. E suficient pentru, a porni în vegetație, da, mai ales dacă are și terenul afânat, da, înainte afânat, de plantare, da, cu scarificator. Cu scarificator. Așa. Oricum, terenul scarificăm cam la 60 cm adâncime. Și atunci să luăm un... No, haideți. Deci mai întâi ce punem? Înainte punem gunoi de grajd, cam un 20 de kg. Peste acest strat de gunoi de grajd, bănuiesc că puneți un strat de, pământ, pământ, da, pe care se așează acel container, cum îi spuneți, da, acel ghiveci cu, cu materialul săditor. Da. Încet, ușor. Așa. În regulă. Deci peste stratul de gunoi ați pus puțin pământ, da, acum ghiveciul acesta. Acum acoperim cu pământ. Până la ce nivel se acoperă cu pământ? Deci, vă arăt așa, punctul de altoire este acolo. Să fie mai sus cu 10 cm
decât nivelul pământului. Perfect. Bun, această operațiune fiind realizată, aia vine udatul, udăm până apa, punem atâta apă până stă apa deasupra pământului. Asta înseamnă că 10-15 litri, 20? Depinde, chiar... 20-30, depinde cât necesită. Bun, cât următoarea operațiune care se face după aceasta. Trebuie să mai luăm în considerare faptul că este foarte important apa după plantare, pentru că pământul trebuie să fie tasat cât mai bine în sol, pentru ca să putem evita pe timpul iernii ghețul rădăcinii. Aha. Deci trebuie tasat astfel încât să se realizeze un contact cât mai intim al pământului cu rădăcinile, exact. Spațiu cât mai puțin ca să nu înghețe, să nu fie pericol de îngheț pe timpul iernii. Bun, primul an de vegetație, ce lucrări se fac, domnul inginer? În primul an de vegetație am uitat să spun care este un lucru important. Deci, după ce vin primele brume și cad frunzele, trebuie făcut neapărat mușuirea. Înseamnă că punem pământ deasupra altorului cam așa un 15 cm, ca să nu poată să înghețe la punctul de altoire. Primăvara ce facem? Primăvara desfacem mușuroiul, cam la înălțimea asta cum îi plantat și acum. Deci sub altoire, punctul de altoire, da, 10 cm. Da, 10 cm. Facem o covată ca în timpul anului poate să curgă apa, deci lângă rădăcină, să țină cât mai multă apă lângă rădăcină. Deci din eventuale precipitații, da, apa să se strângă, da, la, să strângă la turbină. Să nu curgă în altă parte. Așa. No, și după aia, în primul an, se taie cam așa la un 15 cm deasupra punctului de altoire. După tăiat, după ce încep să iasă mugurii... Și nu vă e milă să tăiați 2 metri de plantă cât crește, cât am văzut în seră, că ajunge? Nu, că din experiență, avem experiență că după aia crește mult mai mult în primul an. Și am înțeles că în primii 3 ani trebuie făcute, tot trebuie făcute asemenea tăieri? Nu, după ce crește la o înălțime de 1-20, după aia începem să formăm ramuri laterale. Da, asta în cât timp crește? Într-un, deci care... Deci din porțiunea aceea de 10-15 cm, da? Da. Probabil pornesc lăstari. Da. 1, 2, 3, da? Da. Bun. Și lăsăm un lăstar care e cel mai viguros, care începe să crească cât mai sus. Vă arăt în altă parte unde deja au crescut, să zicem, prin începutul lunii iunie, deja atât are, 1,50 m. În primul an? În primul an, deci după plantare. Și îl lăsăm? Nu facem nicio intervenție? Nu, intervin atunci, îl ciupesc vârful, deja eu în primul an pot să stimulez să crească lăstarii. Deci asta se face, ciupirea se face în primul an, dar și în următorii? În următorii deja încep să formează ramuri. Depinde de grosimea ramului, mai ciupim să facă cât mai groș. Să fortifice cât mai bine. Da. Cât mai bine. Și așa putem ajunge că în al patrulea an deja avem și producție. Deja pornește în anul 4. Da. Și coroana cam ce diametru are după 4 ani? Da, nu, mai un metru, să zicem. Da. Un metru 50. Bun, sistemul de plantare acum. Văd distanța destul de mare, care sunt distanțele practicate? Distanța e 10 pe 10. Sunt niște soiuri de vigoare mijlocie și aceste soiuri au un coronament aproximativ de 10 metri. Și atunci trebuie să avem în vedere distanța dintre rânduri pentru ca luminozitatea timpul fructificației să poată pătrunde între rânduri. Ce suprafață aveți aici? Cu tot ce extindem acum, 60 de hectare. De plantate efectiv până acum? 47. Am înțeles. Domnul Tot, revin la întrebarea mea care mă frământă și care bănuiesc că frământă pe mulți potențiali cultivatori de nuc. Cât de eficientă este o asemenea plantație și cum poate să valorifice mai eficient, cât mai eficient, producția de nuci? Producția acestei livezi, unde livezi? Eficiența acestei zone a pomicolei este într-adevăr foarte eficientă din toate punctele de vedere, pentru că dacă luăm în considerare că pe un hectar de teren putem
planta 100 de pomișori care la rândul lor în anul, după anul 5 deja intră pe rod și începe să și nu mai sunt pomișori și sunt pomi în toate regula, exact, sigur. Exact, și încep să producă o anumită cantitate de nuc și după 7 ani de zile deja intrând la maturitate, producția e mult mai mare și făcând un calcul per ansamblu, putem ajunge la o cantitate de 1800, 2000, 2200 de kilograme per hectar. Ceea ce ar rezulta un venit destul de bunicel, să zicem, ca și în bugetul unei familii. Cam cât se câștigă pe hectar net, fără cheltuieli, de la un hectar de cultură mare, da, și cât la o plantație din aceasta? Ați făcut un calcul? Da, am făcut un calcul și este o diferență foarte mare, pentru că, după cum am spus, dacă când ajunge nucul la maturitate și va produce un 2000 de kilograme pe ansamblu, să zicem, și nu este posibilitate de câte un hectar pentru livadă, atunci, bineînțeles că familia respectivă o să decurgă ca să vândă miezul de nucă, nu ca și nuca coajă. Și de, cam care e randamentul la miez de nucă din nucă? 59-60%. 60%, da, deci din, dacă face două tone de, exact, așa, 2200 de kilograme de miez de nucă, care se vinde cam cu? Între 5 și 7 euro per kilogram. 5-7, să zicem doar 5, să mergem pe minim, da, și atunci ai deja 5.000, 5 ori 2, 10, 6.000 de euro ar fi pe hectar, 6 ori 4,5, 200, 20 și 200 și ceva de milioane, am zis exact, bine? Bun. Exact. Și dacă împărțim pe luni, ar putea rezulta niște un venit. Bun, același lucru am putea face în cultura mare, împărțim pe luni, dar zicem, dom'le, cât obțin într-un an de pe un hectar de plantație de nuci? Și atunci, la un hectar de greu, să luăm ca ansamblu, așa. Acolo, să zicem, în cel mai bun caz se poate scoate în jur de 6-7 tone per hectar. 7 ori 5, 35, vreo 35-38 de milioane. Exact. Scădem cheltuielile și să rămâne cu 6-7 milioane net. Pe mine ați reușit să mă convingeți. Sper că reușiți să convingeți și pe cei care ne urmăresc să înființeze astfel de plantații. Pentru că, cum spuneați și mai devreme, avem condiții în România excelente pentru asemenea specie. Exact. Solicitările pe piață sunt destul de mari. Sunt foarte mari. Ca urmare și prețurile sunt stimulative, să le spun doar atât. Și cred că există toate motivele să încercăm să înființăm cât mai multe astfel de plantații în România. Și să nu mai uităm că dintr-o asemenea plantație mai rezultă și producție secundară, să-i spunem așa, cojile de nucă, frunze și celelalte, ce mai e coaja așa, care pot fi valorificate foarte bine. Cum? Deci este o linie de tehnologică de procesare a nucului în care se poate scoate diferite derivate, atât granulații din coaja de nucă, din coaja verde, iarăși se pot face anumite produse, miezul de nucă la fel, și astfel putem... Uleiul de nucă, exact, și astfel putem... Iar din coș din nucă se poate face, am înțeles, să obține un praf de... Da, se fac anumite coși granulații, da, care se pot folosi atât în industria farmaceutică, cosmetică, până și în industria aviației. Gânduri mari, proiecte de asemenea, cu ce forță de muncă lucrați aici? La ora actuală avem o forță, adică ca și angajați, permanent 30 de persoane. Da. În unele perioade anului mai angajăm și zilieri. Intenționați așa, știu că aveți niște gânduri benefice vis-a-vis de socializare, de stabilirea populației tinere în zonă. Noi ne-am gândit ca pentru localnicii din zonă, ca să putem să-i menținem în zonă și să nu mai plece și să-și creeze o familie și să-și dezvolte efectiv cadrul familiar în zonă, ne-am propus ca să investim în câteva imobile deja care sunt părăsite și nu mai au proprietari sau au proprietari și
vor să și le vândă și să le putem asigura angajaților noștri. Deci le achiziționați dumneavoastră și le dați potențialilor muncitori, lucrători la dumneavoastră aici în fermă. Exact. Cu asta cred că o să putem să stimulăm mai mult faptul de a rămâne în zona unde au crescut și de a popula sau și repopula, a repopula zona. Exact. Interesant proiect, interesantă idee, felicitări. Mulțumesc. E prima dată când o aud de la un întreprinzător că realizează, are asemenea proiecte. Vă felicit încă o dată și vă doresc mult succes tuturor.